o zi amară pentru noi toți. După zeci de ani de pace a început războiul în Europa. A 19-a zi a războiului din Ucraina a adus noi bombardamente în mai multe orașe. În Kiev, o stație de autobuz și un bloc de locuințe au fost lovite în plin de proiectile. Valuri de refugiați ucrainieni intră în continuare în România, iar autoritățile alături de voluntari caută în permanență soluții ca să-i ajute pe toți. De 22 de zile, Rusia și Ucraina sunt în război. De 22 de zile, mor mii de oameni nevinovați. De 22 de zile, mii de familii se despart. De 22 de zile, milioane de oameni renunță la tot și pleacă spre necunoscut. De 22 de zile, suntem în vamă 24 din 24. De 22 de zile, prețuim mai mult pace. O cheamă Olea, e din Kiev și a stat 7 zile în s-a spus. Urmă pentru dânsa era foarte greu să se spune, s-a spus vrea și ea să acolo. Și a ajuns într-un loc unde niște misionari de-a noștri din Cernăuți o ajutată și a ajuns până la Cernăuți. Ea e singură, n-are familie. Ea este din Cernăuți și a lăsat acasă pe are 4 copii și ea cu prietena ei merge la mama ei. Ea merge în Italia pentru că se teme de copiii ei și vrea ca ei să fie în... Să-i apere copiii. Prețuiește pacea și roagă-te pentru ea. Dumnezeu să binecuvânteze România, Ucraina și tot pământul cu pace.